Martorii spun că femeia de 40 de ani își ajuta soacra de 83 de ani să facă baie. Acestea au fost găsite inconștiente de fiul de 15 ani al uneia dintre victime. El a și încercat să-și resusciteze mama și bunica până la sosirea ambulanței, însă fără rezultat. A scos pe la bătrân din baie și a intrat nora cu soacra să-i facă baie. Și la un moment dat s-a dus băiatul să vadă și le-a găsit căzut jos acolo. A venit salvarea și le-a declarat moarte, era moarte deja el. Dar de la ce? De la butelii de aia cu gaz. M-a sunat o vecină acum. Și băiat murit. Asta e Ioana. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru cele două femei. La fața locului au fost găsite în stop cardiorespirator, probabil intoxicate cu monoxid de carbon în baia proprie, care avea un încălzitor instant cu GPL, cu butelie, găsită de familie, scoasă în holul casei. Am făcut manevre de resuscitare, dar din păcate fără răspuns. Trupurile neînsuflețite au fost transportate la Serviciul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei.